Salutare dragi prieteni, eu sunt Periro Gamer, acesta este episodul 5 din seria de Olteanul joacă World of Metin. De această dată suntem singuri, nu suntem cu nimeni în conferință. În acest episod avem de făcut level 35. Ultima dată am pierdut misiunea la Cal. Da, am ieșit atunci și am pierdut misiunea. Să sperăm că în acest episod o să ne meargă mai bine. Nu că în celălalt episod ne-ar fi mers prost, dar... Așa. Vă rog să mă scuzați pentru că nu am mai postat în ultimele două zile. Nu am putut posta, dar o să mă revanșez de voi făcând o serie de SAMP, San Andreas Multiplayer. Și da, mai avem o oră. Să încercăm să-l batem pe ciungă ăsta, pe Bo. Poate luăm și noi ceva bun. Și voi ce mai faceți? Ah, n-am MP. Da. Bun. Așa, acest episod nu o să fie foarte lung, probabil că o să facem decât level, nu, să încercăm ca în acest, acum găsesc arcaș și atunci n-am, uite, să mergem map 1, da, cred că mergem map. Așa. O să mergem map 1 și o să cumpărăm. Să cumpărăm o medalie de cal, după care o să încercăm să facem misiunea de la misiunea pentru cal. Am 34 de subscriber, vă rog să fiți cât mai activi în această perioadă pe cont, pentru că o să aveți extragerea la giveaway la 50 de subscriber și un live stream. Deci nu ezitați să dați un like și un subscribe. Bun. Da, să mergem către map 1, mergem prima dată la orice, apoi intrăm în Juan, da, Valea Dragonilor. În episoadele de la 50 de subscriberi în sus o să pun și facecam, vă promit acest lucru. Astăzi o să fie o zi nu foarte activă, dar activă. Probabil o să pun și un episod de primul episod din seria de SAMP. Nu prea am văzut la mulți YouTuber serii de SAMP. Eu o să fac. Este un joc destul de frumos, de distractiv.
cumva lipit de viața reală, adică cum ar ce scriu ăștia pe chat, vă rog să mă scuzați pentru bâlbâial, eram atent la chat. Da. Ce vreau să spun, este un joc oarecum inspirat din viața reală, poți să iei carnet, să conduci, să faci ce vrei tu, să-ți cumperi mașini, să muncești, să orice. Da. Și n-am mai intrat de mult pe Metin, pe acest Metin. Cred că am mai intrat ieri pe azi de dimineață am intrat pe Samp, după care am editat un episod de World of Metin, cel mai aveam, și l-am încărcat pe la ora 6. E jumate metinul ăsta, mai mult până îl spargem. Da. O să fiu puțin mai tăcut în acest episod. Probabil n-o să mai vedeți episoade împreună cu DJ Durky, sau probabil că da. Nu știu, n-am mai luat legătura cu el. Da, acum vine asta să... nu. E băiat de treabă. Da. Deja eu mi-am făcut planuri la 100, la 75 de subscriber să fac un Q&A, question and answers, așa, și probabil la 100 un alt live stream sau un giveaway. M-am gândit să fac un giveaway cu orice joc doriți voi pentru Xbox One sau Xbox 360. Acel joc eu vi-l voi achiziționa și vi-l voi trimite prin colet. Bineînțeles, dacă voi o să fiți activi. Bun. Da, numai rahaturi. Da, și voi ce mai spuneți, ce mai faceți, v-am mai întrebat. Am primit un comentariu de la un băiat, nu mai rețin cum se numea, România Gaming Official, da, România Gaming Official, care îmi spunea să-l contactez să jucăm World of Metin împreună. Dragă România Official Gaming, Gaming Official, nu te pot contacta pentru că nu am Skype-ul sau vreo adresă de a ta. Așa că contactează-mă tu. Deci, dacă vrei să jucăm împreună, să filmăm împreună, contactează-mă la adresa de Skype gabi.sherban.5. O să-ți las și această adresă de Skype în descriere.
Deci, nu edita să mă contactezi. Bun. Am ajuns în map 1. Da. Nu e cine știe ce pe aici prin shop-uri. Da, dacă am găsit un fe... Aoleu, ce scumpe sunt. Horse medal, aoleu. Foarte scumpe. Mamă. Ce brățară, frate. Superbă. 43, ai, 200 de ca. Da. Da, 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 numai căcaturi. Vă rog, am schimbat, am iertat vocabularul murdar pe care îl folosesc. Sunt și eu om, toți greșim, toți. Da, sunt destul de copilăros. Da. Deci, te rog, drag Cheops Gaming, intră pe canalul meu. Intră pe canalul. Intră pe canalul Perirog Gamer să vezi cât de nob sunt. Da, deci, dacă nu știi să te comporți, părerea mea, nu te mai comporta, nu mai vorbi, nu mai, crede-mă, n-are rost. Da. Bine că ești tu prea deștept și râzi de copii ca mine, cum s-ar spune, da? Acum ar trebui pus ceva în gen facepalm. Da. Mai găsești și oameni de ăștia. Bun, după ce veniserăm noi aici în map 1, după niște medalii, da? Păi să luăm medalii. Am găsit aici. Așa, am luat o medalie. Acum să mergem map 2, să văd dacă mai am pergamente. Nu mai am. Deci să ne facem aici un pergament. Bun. Și... da. Deci, cam acesta a fost și episodul 4. Episodul 5, pardon.
Eu am fost Perirou Gamer și o să facem misiunea de la Cal în episodul următor. Deci, vedem data viitoare!